cel mai frumoase momente din viață sunt atunci când noi ne întâlnim. Și de lucrătorii din cuvânt ne învață cum pe Domnul Iisus să-L slujim. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm prin Duhul Sfânt. Cea mai mare jertfă este ascultarea de cuvântul Domnului cel Sfânt. Să ne dăm silința toată adunarea ca să-L împlinim pe acest pământ. Noi ne bucurăm în cântare, în rugăciune și cuvânt. Domnul e prezent în adunare și ne bucurăm prin Duhul Sfânt. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat, te-a udat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat. Astăzi, Doamne, eu te rog să intri în grădina ta ce-ai semănat. Florile ce sofite, cu petale joși ce s-au lăsat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grăbinarul te-a udat, te-a udat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat. În grădina Domnului sunt multe flori ce au mirosul minunat. Ele au lumină de la Domnul și nectarul lor este bogat. Cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat, te-a udat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat. Grădinarul cu atâta grijă udă florile în grădina sa. E același a înviat din moarte, e Iisus Hristos din Golgota. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat, te-a udat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat. Astăzi grădinarul te-a udat. Vino și-n casa mea, vino și-n casa mea. Și-n casa mea, când furtuna este grea, vino și-n casa mea, vino și-n casa mea.
grădinarul te-au dat, te-au dat. Cântă, floare minunată, cântă neîncetat, astăzi grădinarul te-au dat.